scuzați pentru cum arăt. O să fac apel la colegii de la Eliminat. Vedeți că dorm cu geaca pe mine, căciulă în cap. Ce am eu să spun? Suntem pe 2 octombrie 2022 AD. Pe 1 octombrie a murit bunica mea, Ana, săraca, de 45 de ani, acum am 40. S-a născut pe 11 mai 1928, să ziceată. Am avut, aveam prin casă cartea de muncă, dar am pierdut. Am avut 4 clase. Ce vreau să zic? Sunt foarte obosit, să nu pun să mă coagă. Este rasism. Nu știu. Nu mă interesează. Eu chiar zic no hitting. Dar, deși e adevărat că în Biblie scrie că atunci când Noe binecuvintează pe Iacob și zice că Dumnezeu va lărgi cotul sau pământul lui Iacob, asta nu înseamnă că trebuie să facă prin genocid. Nu știu ce se va întâmpla, fără Dumnezeu va face cândva. Asta în niciun caz nu. Mai mult ce să spun, noi suntem cei care credem în Sfânta Biserică, Sfântul Dumnezeu, nu? Și Dumnezeu ne-a făcut pe toți, vedeți că și eu sunt mai negricios. Zbănesc. Dacă, ce vreau să vă spun? Opriți acest genocid COVID. Deja a luat în mai puțin de 3 ani, a luat 6 milioane și aproape 400.000 sau 500.000 de oameni. Și înțeleg că, asta vreau să spun, ia mulți indieni din India, posibil africani, posibil amerindieni. De ce? Ei de ce nu sunt și ei oameni ca și noi? Sau poate ca și voi? Fie vă milă. Pentru că dacă nu... Chiar mă gândeam, știi că Dumnezeu, pământul făcut de Dumnezeu este asimetric. Asta înseamnă că odată a fost un bulgăre de gheață, poate să redevină un bulgăre de gheață, dacă nu ne conformăm.